Cu toate acestea, cariera sa a încheiat înainte de a începe cu adevărat. În 2020, la 20 ani, Zac a anunțat că va lăsa tenisul deoparte din cauza rănilor, în favoarea unei noi experiențe, precum și banii, și acum, potrivit site-urilor specializate, rusul nu are mai puțin de 5 milioane dolari. 398.717 dolari au adunat Zac din tenis, potrivit site-ului WTA. 116 a fost cea mai înaltă poziție atinsă de Sofia Zac în clasamentul WTA. Galerie Foto Miu Șarapova a răspuns criticilor, am primit mii de mesaje. Sofia Zac a mutat la Miami, a devenit, asemenea, un influencer cu 120.000 de adepți doar pe Instagram, iar fotografiile pe care le postează, unii dintre ei considerați cel puțin îndrăzneți, le au adus critici din partea utilizatorilor internet. Nu înțeleg care este problema lor, este doar o imagine. Am primit mii de mesaje, de obicei nu le observ, dar acum erau agresivi, amenințători. Există unii care nu înțeleg că nu mai sunt o parte din lumea tenisului, pe care o pot trăi fără tenis fără să cad în depresie, a spus Zac acum 2 ani. Am avut multe răni grave și corpul meu avea nevoie de odihnă. Am avut probleme atât de mari încât medicii nu voiau să mă trateze. Nu asimilez proteinele normale, așa că discurile vertebrelor se comportă ca cele ale unui an de 60 de ani persoana bătrână. Am jucat mereu cu dureri groaznice, mi-a plăcut tenisul, dar a trebuit să mă gândesc la sănătatea mea, a dezvăluit Sofia Zac. Etichete Sofia Zac, New Sharapova, ocupația Zac.